Bun venit la bordul noului tău vehicul Renault! Acesta este noul tău sistem multimedia de bord Open Air Link, care încorporează cele mai recente tehnologii dezvoltate de Google. Pentru a te bucura de o experiență conectată unică, personalizează-ți acum profilul de utilizator. Sistemul multimedia îți oferă informații cu privire la protecția datelor tale personale Renault. După ce citești aceste informații, sistemul multimedia îți va solicita să partajezi datele pentru a beneficia de serviciile conectate mai Renault sau să nu partajezi datele. Apoi confirmă opțiunea apăsând aici. Reține că, dacă refuzi partajarea datelor, serviciile conectate disponibile în aplicația My Renault nu vor mai funcționa. Datele vehiculului tău vor fi utilizate doar pentru funcțiile obligatorii legate de siguranță, cum ar fi apelul automat de urgență în caz de accident. Open Air Link utilizează servicii și software Google care fac schimb de date cu sistemul tău multimedia. Poți consulta condițiile de utilizare și politica de confidențialitate pentru serviciile Google aici. Poți permite sau refuza aplicațiilor să utilizeze locația vehiculului tău și să trimită datele utilizate. Reține că dacă nu dorești ca aplicațiile să utilizeze locația vehiculului tău, nu vei avea acces la navigarea Google Maps de pe ecranul central. Apasă pe Acceptare pentru a trece la pagina următoare. Poți continua cu personalizarea profilului tău. Mai întâi de toate, conectează-te la contul My Renault pentru a permite sincronizarea vehiculului cu aplicația. Apasă pe Autentificare și introdu detaliile de autentificare My Renault pe care le-ai creat. Apoi apasă pe Conectare. Vehiculul tău este conectat acum cu aplicația My Renault. Reține că, în timpul sincronizării, aplicația nu trebuie să fie deschisă pe telefon. După finalizarea sincronizării, deschide aplicația My Renault și vei vedea că vehiculul tău apare în garajul virtual. Datele vehiculului, cum ar fi kilometrajul sau nivelul bateriei, vor fi disponibile în aplicație. Apoi, poți consulta toate informațiile importante despre vehicul și gestiona de la distanță anumite funcții prin intermediul smartphone-ului. Continuă personalizarea profilului conectându-te la contul tău Google. Poți introduce acreditările Google direct prin intermediul ecranului multimedia sau te poți conecta cu un telefon Android ori un iPhone. Acest lucru îți va permite să utilizezi Google Maps și Google Assistant în mod mai detaliat și mai personalizat. De asemenea, vei putea să descarci aplicațiile disponibile în Google Play. Pe ecranul multimedia scrie adresa de e-mail și parola pentru Google. Acum te-ai conectat la contul tău Google. Poți accesa comanda vocală Google Assistant apăsând, de exemplu, pe acest buton de pe volan. Poți introduce o destinație, activa sistemul de asistență la conducere sau schimba posturile de radio fără a efectua nicio acțiune pe ecran. Apasă pe Înainte. Acum poți să descarci aplicațiile Google Play care dorești să apară pe ecranul tău multimedia și apasă pe Instalare. La final, pentru a-ți proteja profilul și datele personale, sistemul multimedia îți oferă opțiunea de a bloca accesul la profil. Alege dintre următoarele metode: model, PIN, parolă sau nu utiliza blocarea profilului. Configurarea profilului tău este acum finalizată. Reține că poți modifica una sau mai multe setări din profilul tău. Pentru a-l accesa, mergi la centrul de notificări glisând cu degetul din partea superioară în partea inferioară a ecranului. Selectează profilul, apoi modifică parametrii doriți.